Bună seara! Bună seara! Dragilor, și bun găsit la întreaga microfonă. Din nou suntem la lucru. Astăzi fac acum clipa asta, fac o lecție specială. Lecție pentru Ana, da? Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a doua. Ana are nasua. Da, nepoțica mea. Deci, tema pentru acasă, clasa a doua, Ana sua. Și suntem în 4-10-2017. Avem o comandă specială în legătură cu lucru, să spunem. Și probleme care se pun problema în modului care se lucrează cu banii în spate. Adică cu dolari, cu cenți, cu astea nu credeam eu că nu am avut șansa să am așa dolari pe mână și să văd ce și cum. Dar problemele Ana mă vor introduce în zona asta. Așadar, dragilor, Ana, hai să vedem cum scriem noi 2 dolari și 12 cenți. 2 dolari și 12 cenți. Deci, 2 dolari și 12 cenți. Scriu și așa, 12 cenți. Da? 2 dolari și 12 cenți. Cenți mai puțini? Mai puțini, sigur că da. Câți cenți mi-ar trebui ca să fac un dolar? Hai, spune. 100, nu? Bun, 100. Deci 100 cenți, mai cât zic așa, egal un dolar. Deci 100 de cenți este egal un dolar. Da, dacă am 101 cenți. 101 cenți, deci 101 cenți, egal cu 100 de cenți, da? 100 cenți, plus încă un cent. Și așa se scrie 100 de cenți înseamnă un dolar și un cent. Ei, iată cum scriu matematic. Un dolar și un cent. Un dolar și nu 10 cenți. L-aș scrie imediat. Da? 10 cenți. Nu. Am un dolar și un cent. Adică așa scriu. Un dolar și un cent. Pentru că el ia 100 parte dintr-un dolar. Deci 100 de aceștia, cât se completează 100, înseamnă că am un dolar. Așa cum am 1 la 1. Iată cum o să scriu, să spunem, 125 de cenți este egal cu 100 de cenți și plus 25 de cenți. Care se scrie, matematic, scriem așa, 100, un dolar, de aici ești un dolar, și 25 de cenți, 25. Iată că de după virgulă, de după gard, în partea dreaptă, sunt cenții, numărăm cenții. Da? Un dolar și 25 de cenți. Cum am să scriu, hai să vedem cum am să scriu, 2 dolari și 12 cenți, acum am înțeles cum scriu. Deci e egal cu cine? 2 dolari. 2,12. Da? 2,12. Da? 2 dolari și 12 cenți. Deci din partea stângă mitică câți dolari sunt. Iar de dincolo de virgulă citim câți cenți avem. Iată dacă îmi scrie așa. 75,24 dolari. Înțeleg că, de fapt, am 75 de dolari și 24 de cenți. Da? Asta așa trebuie să înțelegem. Dar dacă am să scriu așa, 3 dolari și 99 de cenți. Scrierea aceasta înseamnă că sunt foarte aproape de un dolar, 99. Doar un singur cent. Dacă s-ar mărit un cent de undeva,
știu eu, din ce, cu ce împrejurare, s-ar completa $1. Deci $3.99 plus un cent, un sigur cent, va face repede, se completează 99 și cum fac $100 și 100 de cenți vine aici $1. Deci repede va face $4. Nu mai pun virgulă. 4,00 cenți. Și atunci se subțelege $4. Vezi, Ana? Deci cum vine un cent și ajută pe cei 99, gata, s-a rezolvat problema, s-a făcut $1. Dar dacă am să scriu așa, $2.79 plus $3.29, 29, nu mai spun cenți, că să se înțelege, că ăștia sunt cenți, n-au ce face. Adică $2.79 plus $3.29. Este egal cu cât? Ei, acum. Ia să văd dacă $79 și $29 fac cu $100. 179 de cenți și cu 29 de cenți, dacă fac 100 de cenți. Adunăm. 9 și cu 9, 18. 8. Și 1. 1 același cu 2 fac 3. La 10 suntem. La 10 de cenți. 30 cu 70, 30 cu 7, 10, adică 100, 100 de cenți s-au completat. Deci 100 de cenți și acum dacă se văd 100, se duce repede 100 aceea la $1, deci 100 de cenți și rămâne 0 la 10 și acum 1 acela se duce la 2 și cu 3 fac $5 și cu $1 care s-a făcut din cenți, s-a completat din cenți, deci am $6 și 8 cenți. Foarte tare, interesant. Deci cum se completează 100 de cenți? Cum se transformă într-un dolar și se duce la dolari și se adună acolo? Asta e povestea. Deci așa trebuie să înțelegem. Dar hai să vedem dacă am așa. Să zic că am $7, nu mai pun cenții, plus $2 și 18 cenți. Cât fac? Păi, ăștia nu are decât 0,0 dacă n-ar fi aici. Și atunci rămân la cenți 18, iar la dolar 72, $9. $9 și 18 cenți. Atât am făcut. 72, $9 și 18 cenți. Dar să facem și scădere. Adică să scădem, da? Ia să vedem. $5,29 scăzut $2.18 egal cum? Păi, scădem. Cenți, cenți. 10, 10. Atenție, dacă vreți să faceți o răzbalcărea, vă propun să aveți grijă să scriți așa. 5,29 scăzut 2,18. Da? Să fie virgulă sub virgulă aici, obligatoriu. Neapărat așa gândit. Și acum, 8 din 9, din 9 cent sunt aici, a scăzut 8, 1 cent. 2 sunt aici, 60, scăzut 1 cent, o 10, 9, 10. Și rămâne o 10, e 20, adică 2 scăzut 1. Și 5 scăzut 2, egal cu 3. Scăderea 3,11 cenți. $3 și 11 cenți. Iată, așa se face scăderea. Dar dacă am descăzut din $3,2, adică 10 nu am, dar 2 cenți, da? $3,2, scăzut 79 de scăzut $1 și 79 de cenți. N-am rezervă aici. Numai 2 cenți am. Și aici și cresc ca 79. Sunt trist. Și atunci am să fac așa. Iau $1 din 3 și rămân aici doar $2. Și $1 acela înseamnă 100 de cenți.
100 licenți, singurul dolar care l-am luat, 100 licenți, și cu 2, 102. Da? Deci cu 2, fac 102, din care scadă. Scăzut 1 dolar și 79 de cenți. Și acum am rezervă. Deci dacă am luat 1 dolar din 3 la descăzut și am făcut 100 de cenți, am 102 de cenți. Din care scad 79. Adică, repede, din 2 scăzut 1 face un singur dolar. Și acum am rezervă suficientă din 102 scăzut 79. 9 din 12, 3 și 7 din 9, că suta aceea de cenți înseamnă 10 de cenți. Și dacă o 10 am luat, deci suta asta o scriu ca fiind 90 de cenți plus 12 cenți. Deci suta de aici, suta de aici, o gândesc ca fiind 90 de cenți, 102 acela. 90 de cenți și plus 12 de cenți. Fac 102. Și acum, 9 din 12 fac 3 cenți și din 90 scădem 10 și fac 80. 83. 1 dolar și 83 de cenți. Hai să mai trebuie să mai există o pică, Ana, ca să înțelegem bine. Adică când suntem în situația aceea, când avem rezervă de cenți suficientă și vedem că scăzătorul cere mai mulți, atunci luăm un dolar și îl transformăm dolarul acela într-o 100 de cenți, mai erau 2 și am făcut 102 cenți, din care scădem 1,79. Un dolar și 79. Ei, la dolar treaba merge, acum avem rezervă la cenți, deci rămâne un dolar. Și din 102, scăzut 79, gândim așa. 9 din 7, adică 9 din 2, nu se poate. Ne împrumutăm la cenți, nu găsim la 10. Ne ducem la sute. Și suta aceea de cenți, o gândim ca fiind 102, gândim ca 90 plus 12. Și acum din 9 din 12 fac 3. Și 7 din 9, 7 din 9, ce am făcut aici? Nu sunt atent. Gurată. Deci 9 din 12 egal 3 și 7 din 9 egal cu 2. 23. Bine, Ana, dacă era un gemință, nu, bubule, nu, greșeală. Așa e, Ana, atent sunt. Așa de-a, dragilor. Ideea este asta, Ana. Ideea este că trebuie să înțelegem bine, bine cum facem trecerea de la dolar la cenți. Un dolar când se transformă în cenți înseamnă 100 și dacă am ajuns cu 100 de cenți, înseamnă un dolar. Deci trecerea gardului de o parte și la alta, virgula aici este zona de graniță. Între dolari, ăștia toți sunt în plin dolari, puternici, da, puternici. Ăștia sunt cenți, 100 ca să fac un singur dolar. Așadar, avem grijă de aceste lucruri și iată, dacă am descăzut din 20 de dolari, scădem, dacă nu mai pun virgula să înțelegi că sunt dolari, din 20 de dolari, să scădem 3,79, da? 3 dolari și 79. Cum facem? Fiindcă la scădere n-am niciun, n-am mai ieșit cenți. Din 20 de dolari iau un dolar și o să zic că e calcul 19 dolari plus un dolar care înseamnă 100 de cenți. Dacă am luat din 21, un dolar și l-am transformat. Un dolar și l-am transformat în cenți. Și acum am și cenți la dispoziție. Și scade acum pe 79. Și voi zice, egal, minus în continuare 3 dolari și 79, este egal cu. Din 100, dacă scade 79, acum la dolari să facem treaba. 19 scăzut 3, cât face? 16, da? 16,
Și din 100 scad pe 79, că mi-e ușor. Cât face? Păi 9 din 10, 1. Și dacă am luat o 10 din... Deci am scris sub asta licenți ca fiind 90 plus o 10. Și din 10 asta am scăzut din 9 și a rămas 1. Iar din cei 90 licenți care mă rămas, cu 70, adică 7 din 9, egal cu 2. Răspuns corect, $16 și 21 de cenți. Vedeți? Orice cât, dacă nu avem deloc, am dat o bancnotă de 20, să zic. Păi dacă o bancnotă de 20, știi să-mi dea restul. Știi, sigur că da, cel de la casă. Sau calculator. Pentru că el asta face șmecherul. Și ea vede că n-are deloc cenți. Iar dacă are mai puțin cenți aici, după virgulă, adică dacă ar fi fost 7,9, tot așa trebuie să ia un dolar. Deci dacă ar fi fost 20 de dolari, virgulă, 13 cenți, minus 3 dolari, 79, tot așa de dificil ar fost. Că aici n-am decât 13, trebuie să scați 79 de cenți. N-am destul de rezervă la cenți. Și de aceea iau un dolar și scriu că este 19 dolari plus un dolar. Și un dolar care înseamnă 100 de cenți. Da? Un dolar. Deci de aici am luat un dolar și înseamnă 100 de cenți. Și plus 13 care erau. 13 cenți care erau aici. Și de care am să scad pe 3 dolari 79. Atunci facem 19 dolari scăzut 3 dolari, cam acum, din 19 scad pe 3 și fac, cât facem? 16, virgulă. Și acum am 113 dolari. Deci am un total 100 care a venit dintr-un dolar și așa am și 13. Deci am 113 cenți. Și scad pe 79. Scad pe 79. Da, tot cenți. 9 din 3, nu se poate. Ne împrumutăm. Și am luat o 10 de aici. 1, care înseamnă 10, că e de la 10 toate. Fiind de la ramura asta, înseamnă 10. 9 din 10 face 1 și cu 3, vor face 4. Vine 7 acum. 7 din cine? Păi, a fost o singură 10 pe care am luat-o. Și-a rămas 0 acum. Bate la ușă, deci 7. Cioc, cioc, cioc. Ai ceva? N-am. Hai să mergem la vecin. La vecinul ai ceva? Am. Și dă lui. Cât îi dă? Unul acela de la sute, care înseamnă 10, 10. Adică s-a transformat în 10. 7 din 10, 7 din 10, egal cu cât? 3. Și tu ce ți-a mai rămas? Nimic nu a rămas. Deci mi-a rămas 34 de cenți. 34 de cenți. Iată de 113, dacă scădem 79, egal cu 34 de cenți. Ia să mai vedem încă un exercițiu. Deci dacă aș fi pus să scad din 20 de dolari și 3 cenți, așa scrie 3 cenți, da? Să scad pe 3,14 cenți, aș face așa. Egal cu. Am rezervă la descăzut? N-am. Voi scrie 19 dolari și respectiv 1 dolar plus 1 dolar și plus 3 cenți minus 3,14. Și atunci iată situația. 19, un dolar ăsta face 100 de cenți.
Deci dați pe $19 plus 103 cenți, 103 cenți, minus 3,14. 3,14. Și este calculul. Din 19 să credem pe 3 fac 16, virgulă. Și acum din 100, dacă să credem, 103 să credem pe 14, 4 din 3 nu se poate. N-am la 10 mă împrumut, mă duc tocmai la cifra sutelor. Și suta aceea, deci o să spun, cu suta asta o să scriu 90, deci plus 90 și plus 13. Da? Și plus 13. Deci suta de dolari, 103, să scrie ca fi 90 plus 13. Ce sunt 90? Cenți. Cenți. Da? 16 sunt $16. Și acum, cum gândesc? Minus era 3, minus 3,14 cenți. Și în altul. Din 16, din... nu. Hai să scriu tot 19. Tot 19 scriu. Da? Deci erau $19. Din 19 pe 3 își fac $16, virgulă, care mă încep calculul cu cenții. Din 4 scădem pe 13. Asta e motivul când am neîmpruntat, asta s-a făcut în 10. Că l-am scris pe suta aceea de cenți, ca 90 de cenți și pus o 10. Și cu 3, 10 aceeași cu 3, da? Fac exact 13. Când mă așa 13 și cu 90, mă fac și 103. Și atât că, la urma calculului, obținem $16 și 4 din 13 egal cu 9. Da? 4 din 13 egal cu 9 cenți. Și la 10, din 9, 10, din 9 scădem 1. Din 9 scădem 1. Dăm 8. Și 89 de cenți. $16 și 89 de cenți. Da? Am văzut așa manevrele acestea. Am să mai insist un pic. Să spun așa. Dacă un caiet costă $2 și 13 cenți, da? Un caiet. Sau un caiet, da? Costă egal. $2 și 13 cenți, cât costă 5 caiete? Cât costă 5 caiete? Tu unul singur costă 2,13. Da, 5 caiete de așa. De 5 ori mai mult. Adică ar trebui să aduc de 5 ori. Da? De 5 ori. Și atunci fac treaba asta. Ia să vedem cum vin eu. Spunem așa. Deci trebuie să adun de câte ori? De 5 ori. Adică $2 și 13 plus $2 și 13 plus $2 și 13 plus $2 și 13. 1, 2, 3, 4, 6 și plus $2 și 13. Destul de muncă. De 5 ori. Păi așa e corect. Pe un singur caiet de $2 și 13, dar apoi pe 5. De 5 ori trebuie să spun la adunarea asta.
Și acum adun cenții. 3, 5 cu 3, 6, și cu 3, 9, și cu 3, 12, și cu 3, 15. 15 cenți. 5 și o 10. Acum mă trece la poziția 10-lor. Adică acei 10 cenți înseamnă aici adăugați. Adică un care a venit la 15. Unul ăsta vine aici. Și se adună cu unul de aici. Da? 15 cum a fost acolo. Și atunci am 1 și cu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 la 10. 6. Ar fi fost 1, 2, 3, 4, 5 la 10. 5 ar fi fost. Dar fiindcă am avut de la cei de-a de 5 mai înainte încă o 10, adică 5 cu 1, 5 de al de 1 de aici, de pe poziția asta, de după virgulă, sunt 1, 2, 3, 4, 5 și cu încă 1 de la 3, 3, 3, 3, 15, care înseamnă 10 și 5. Facem 6 aici și acum, gata, am epuizat cenții și trec la dolari. 2, 2, 2, 2, 2, de 2, 4, 6, 8, 10. Și zic și eu, 10 dolari și 65. Am muncit cam mult, e drept. Și acum să vedeți viteză maximă, cum vorbesc eu cu unde e Davide. Deci viteză maximă. Maximă. Scriu așa, 2 dolari și 13 înmulțit cu 5. Adică de 5 ori. Și în loc să-i pun să-l atâng de 5 ori, zic ori 5. 5 ori 3, 5 ori 3, de 3 ori câte 5, 5, 5, 5, sau 5 de al de 3, cum a fost acum, fac 15. 5 și 1 reține. 5 ori 1, 5 și 1, 6. 5 ori 2, am ajuns la virgulă opun. Și 5 ori 2, 10. 10 dolari și 65. În loc să-i scriu de atâtea ori, și cum se adun, se pune eventual în sfârșitul altele acolo. Măi, deșteaptă ideea asta cu mulțirea. Da, așa facem. Dar dacă ar fi fost nu pe 5 caiete, pe 25 de caiete. Wow! Deci 2 dolari și 13, cât ar costa 25 de caiete? Dacă unul e atâta. Ar trebui să zic 2,13 plus 2,13 plus și-o mai departe. Plus 2,13. De câte ori să scriu asta, adunarea asta? De 25 de ori. De 25 de ori. Wow! Foarte mult! Și toată tabla sau cu și până s-a pus să adun, să fiu atent. Multă treabă. Multe treabă. Dar pe 10 caiete cât aș fi dat? Hai să vedem acum. Iată o idee. Dacă un singur caiet costă, deci un caiet costă 2 dolari și 13 cenți. Un caiet costă atâta. 2 dolari. Dar 10 caiete. Cât vor costa? 10 ori. Adică va trebui scris 2,13 plus 2,13 plus așa mai departe plus 2,13 de 10 ori. Greu. Nu știu, să fac adunarea asta, să scriu pe toate așa, unele sub alte, să adun. Mirica, trebuie să mă pregătesc un pic. Hai să spunem că un caiet costă numai 3 dolari. 3 dolari un caiet. Atunci 10 caiete. Cât vor costa? Cât? Bun.
costa. Deci că ai cât vor costa? 3 de 10 ori. Adică atunci vor costa 3 ori 10 egal cu 30 dolari. 30 de dolari. Nu știu cum se face. Face mulțirea așa sau X-ul ăsta. Nu știu cum se face dat în America. Așa că aș putea, dacă ai fost dolari, să fi fost număr întreg. Dar cu 13 ăsta... Hai să vedem cu cenții. 13 cenți de 10 ori. Deci, iată cum 10, cum s-a întâmplat aici. Când am mulțit cu 10, parcă am pus lângă 3 pe 0. Da? 30. Dacă ar costa 5 dolari un caiet, 10 cât ar costa? 50, da? 50 de dolari, Ana. Deci, la 5 punem 0 când mulțim cu 10. Deci asta e povestea. Când mulțim cu 10, punem 0 acolo. Hai să vedem dacă ar costa... Ce-i 13 cenți? 13 cenți plus 13 cenți plus mai departe plus 13 cenți. De câte ori adunați ăsta? De 10 ori. Ar face 13 plus 13 plus 13 plus 13 am 130. Vedeți voi, dacă aveți dreptate. Păi 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 10 ori fac 30. Și 1 plus 1 plus 1 plus 1 de 10 ori fac 10. Deci 130 de cenți. Foarte tare. Deci, pe 10 caiete, care înseamnă 2 dolari și 13 cenți, deci 2 dolari și 13 cenți, am să continui aici. 2 dolari și 13 cenți plus 2 dolari și 13 cenți plus și mai departe plus 2 dolari și 13 cenți în total de 10 ori. 10 ori. Deci de 10 ori înseamnă așa. De-al dolari înseamnă 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 de 10 ori. Deci 2 plus 2 de 10 ori. 10 ori. Și plus cenții de 10 ori, da? 13 cenți plus 13 cenți plus și mai departe plus 13 cenți de 10 ori. Și care îmi dau 20 dolari și 130 de cenți am făcut. Dar 130 de cenți, suta, numai suta fac. Cât fac suta? Fac un dolar. Deci 20 dolari plus un dolar și plus 30 cenți. Adică va face 21 de dolari, 21 de dolari și 30 de cenți. 30, da? 21,30. Iată, dacă un caiet costă 2,13, atunci 10 caiete o să coste 21,30. Dar eu am 25 de astea. 25 de caiete. Păi 25 înseamnă, Ana, 10, 10 și încă 5. Pe o 10 știu cât să dau. Da? Deci, în total, aici știu că voi avea, ia să vedem,